Este al doilea weekend din luna iulie în care Muzeul Județean i-a invitat pe buzoieni, dar și pe turiștii care trec prin zonă să se distreze împreună prin joacă în aer liber. Weekendul la Măgura este o activitate care vine în extensia tuturor acțiunilor pe care le avem pentru promovarea taberei de sculptură de la Măgura. Am venit cu echipamente sportive și cu materiale pentru desenat și toți oaspeții pe care îi avem în zilele acestea, de fapt astăzi și în fiecare sâmbătă din două în două săptămâni, începând de astăzi, pot să se joace, pot face sport, pot face mișcare sau să se exprime din punct de vedere artistic. Copiii au fost primii care s-au implicat cu totul în joacă, iar entuziasmul lor i-a molipsit și pe însoțitori. Cei pricepuți la desen au fost inspirați de lucrările de sculptură din jurul lor sau pur și simplu de chipurile celor dragi pe care au încercat să le reproducă pe coli de desen. Până acum seamănă un pic. Ziua a fost perfectă pentru a petrece câteva ore la munte. Și v-ați oprit aici în drum sau ați venit special? Am venit special. Am auzit la radio ieri. Am venit special, că ea stă la bunici în perioada asta și să... Poți să vezi ce cu bunici? Păi nu, că e doar astăzi. Mai sunt încă două weekenduri luna viitoare, pe 12 și 26 august, zile în care cei de la muzeu vă așteaptă cu jocuri sportive și cu instrumente de desen pentru a vă oferi câteva ore de destindere activă și pentru o porție gratuită de sănătate.